fost și sunt armele mele în politică, pentru că ăsta e stilul de politică pe care eu îl promovez și pe care cred că și cetățenii și-l doresc. Nu cred că România așteaptă de la politicieni violență verbală, comportament agresiv, să promoveze ura și răzbunarea perpetuă ca motivație mobilizatoare. Adică nu cred că ura și setea de răzbunare trebuie să ne mână în luptă. Dacă facem asta, înseamnă că nu am înțeles niciodată pentru ce și pentru cine facem politică. Facem politică nu pentru noi, ci pentru concetățenii noștri, ca să ne fie nu doar nouă, ci tuturor mai bine. Constat cu amărăciune că prea des unii colegi ai noștri uită scopul și metoda de urmat în politică. Asta dacă măcar le-au știut vreodată. Nu ai ce căuta în politică dacă nu ai un crez și nu poți face politică dacă acest crez nu este nobil. Ascultând discursurile unor antevorbitori de-ai mei, m-am gândit că sunt niște adevăruri rămase nespuse după alegerile de anul trecut, pe care, chiar și în stilul meu lipsit de agresivitate, ar trebui să le spun. Le spun aici, în fața dumneavoastră și nu prin presă, ca să facem deliciu adversarilor noștri politici. E nevoie de acest adevăr ca de o spovedanie comună, pe care, cu voia dumneavoastră, o rostesc eu în numele tuturor. Toți am greșit. Unii mai mult, alții mai puțin. Unii că au făcut, alții că nu au făcut și au așteptat ca ceilalți să facă. Unii că au crezut, alții că nu au crezut. Unii că au crezut chiar prea mult. Unii că au avut prea multă încredere, alții că au abuzat de încrederea și buna credință a celorlalți. Măcar ne-am fi învățat ceva din toate astea. Dar se pare că unii, sigur, nu au învățat nimic și continuă să creadă că lor li se cuvine, de drept, mai mult decât celorlalți. Ca președinte a organizației municipale, am spus că mi-asum rezultatul alegerilor, oricare ar fi ele. Dar nu îmi pot asuma decât ce îmi pot imputa efectiv. Acum, sper că nu vreți să-mi asum un rol de mântuitor care să ia toate păcatele asupra lui. Că în mod sigur nu o voi face. Ca și în viață și în politică, fiecare trebuie să-și ducă propria cruce și trebuie să o ducă până la capăt. Iar eu mă voi asigura că unii nu o vor pune în cârca altora. Mulți dintre cei care sunt aici în sală știu că ați muncit din greu în campania electorală. Fiecare a sacrificat timp de lângă familie, resurse materiale sau financiare, efort fizic, fiecare după posibilități. Și nu voi permite să fie acum jigniți, fie și în mod indirect, de către unii care s-au rezumat de a privi sus de la fereastră. Nimeni nu a prevăzut pandemia și răbdarea accelerată pe care, de consecință, a guvernării PNL în anul 2020 și nici scăderea în preferințele electoratele a partidului. Chiar dacă știam că va fi foarte greu, unii aveam o strategie de maximizare a votului în favoarea candidaților PNL, în timp ce alții se vedeau deja cu saci în căruță și considerau tocmai potrivit să facă strategii pentru un puci intern în partid. A fost în gravă eroare. Pe timp de război ar fi fost considerați trădători. Dar culmea îndrăznelii, ei vor acum să pozeze în eroii salvatori sau în tinere speranți. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, ăsta este unul dintre motivele pentru care candidez din nou la președinția organizației municipale, tocmai ca să nu o lasă mâna celor care nu au fost niciodată sinceri cu noi. Știți cum am fost noi și cum am pierdut bătălia electorală de la locale? Ca un grup într-o barcă mare din care unii trăgeau într-o parte la vâsle, deleșeau ochii din orbite, iar alții stăteau cu telefoanele în mână și puneau șampania la gheață. Măcar de-ar fi făcut cu mâna la public. Și tot ar fi ajutat la ceva. Poate că eu, ca președinte al organizației municipale, trebuia să-mi asum și candidatura la funcția de primar. Poate câștigam. Dacă nu, măcar știam pentru ce să dau socoteală în fața dumneavoastră astăzi. Cât despre cum văd eu viitorul PNL și proiectul meu politic, vă pot spune cât pot de rezumat. România nu are nevoie
de partide noi, ci are nevoie ca noi să avem soluții pentru problemele de astăzi și pentru dorințele de azi și de mâine ale concetățenilor noștri.